Ne aflăm în plin val de COVID și din ce în ce mai mulți constanțeni preferă să se testeze acasă. Farmaciile comercializează în prezent teste rapide antigen, care sunt mai ieftine decât cele real-time PCR. Am avut o perioadă destul de stresantă și inițial am pus pe baza nervilor. După care am început și eu să am dureri de cap, destul de puternice, iar noaptea puternice rău de tot. Și de dimineață ne-am făcut un test rapid. La farmacii, acestea se dau pe bandă rulantă. Stocurile sunt reînnoite zi de zi din cauza numărului mare de cereri, iar intrarea Constanței în zona roșie i-a făcut pe oameni și mai dornici să se testeze. Cam câte astfel de teste vindeți în decursul unei zile? Aproximativ de ordinul sutelor. Sutei, mai exact. Acum, în ultima perioadă de când am intrat în scenariul roșu sau și înainte? În ultima perioadă, da, într-un număr mai mare. Și la farmaciile de cartier este cerere mare. Și asta pentru că testele rapide pot fi folosite chiar și de cei fără competență medicală. În plus, rezultatul este gata în câteva minute. Sunt mai dispuși, majoritatea din cauza prețului mai mic față de celelalte, cel PCR. Și mai ales că există și frica de spital momentan. Testele rapide sunt accesibile oricărui buzunar. Un astfel de test poate pleca de la 30 de lei și prețul lui ajunge până la 100 de lei în funcție de compania care îl produce. Medicii spun însă că testele rapide sunt doar orientative. Cele mai concludente sunt cele real-time PCR, care se fac doar de personal calificat. Sunt pacienți care doresc, chiar și eu la cabinet am făcut destule teste rapide. De cele mai multe ori au fost confirmate de PCR, ca să fie raportați pentru DSP și în baza de date CoronaForms, trebuie întotdeauna să aibă testul PCR. Nu se emit declarații de izolare sau de carantină doar în baza testelor rapide. Testul rapid este doar orientativ ca să știm ce facem cu pacientul. Există teste care se realizează prin prelevarea de probe de la nivelul cavității bucale și nazale sau prin recoltare de salivă. Cei care nu le găsesc în farmacie le pot comanda și de pe internet.